cămilele de bătrâni private din România, legea o fac proprietarii. Cine le intră pe poartă, acceptă tacit că statul e de mult depășit de problema îngrijirii vârstnicilor. Mai puțin cunoscut e faptul că nu are nici controlul, așa că privații ajung adesea să facă din serviciile sociale afaceri clandestine. La fiecare 4 secunde, în lume se înregistrează un nou caz de demență. La peste 55 de ani, unul din 8 oameni suferă de Alzheimer. În România, 80% dintre ei rămân nediagnosticați. Numărul oamenilor care suferă de demență, deci numai de demență Alzheimer în România, este în jur de 300.000, dar asta numai Alzheimer. Nu discutăm despre demența vasculară și ne suntem pe primul loc la accidente vasculare cerebrale. Nu discutăm despre alte tipuri de demență. România nu are nici azi o strategie națională pentru demențe. Nu există așadar o rețea funcțională de servicii sociale la domiciliu, în centre de zi și în cămine spital. Există, în schimb, vile surprinse de criza imobiliară și transformate în cămine care primesc inclusiv bătrâni cu Alzheimer. Nici o autoritate nu le cere personal specializat pentru acest tip de afecțiune, servicii medicale permanente sau măcar transparență. Singura obligație e angajarea unui asistent social. În consecință, nu este medic de gardă, nu există barem de medicamente pentru ei, barem de investigații și sunt pur și simplu umani, adunați acolo și fiecare face ce poate, pentru că este un depozit de bătrâni, cam așa ceva. Bunicul Mariei a fost printre cei 300.000 diagnosticați cu Alzheimer. În primii 6 ani, familia l-a îngrijit acasă. Mama mea nu știa cum să reacționeze la boala asta. La un moment dat, când s-a dus la medicul de familie al bunicului meu, la care era pe atunci, acesta i-a recomandat un cămin. Căminul e o casă din Pipera, cu alte două vile anexă. Familia îl alege în 2014, după o vizită în care îi se prezintă, cum se întâmplă și azi, doar avantaje. Noi avem aici supraveghere continuă, deci avem infirmieri care păzesc și supraveghează zi noapte aici, avem asistență socio-medicală, 3 mese pe zi. De asemenea, avem grijă să administrăm medicația pe care familia vine. Bolnavi de demență, cu Alzheimer, avem și doctori, avem tot felul de aici ar trebui să fie servicii într-adevăr adaptate bolii Alzheimer. Asta ar trebui să fie niște servicii de psihiatrie, cu o supraveghere specială, cu tratamente și medicamentoase și non-medicamentoase făcute, furnizate de oameni înalt calificați. Acum 4 luni am ajuns la cămin și mama mea a fost informată că bunicul meu e la spital, că are o ruptură de șold și aceasta necesită o operație. Și aici este întrebarea de ce nu era nimeni cu el. Și mi s-a răspuns pentru că suntem atât de puține și sunt atât de mulți și nu avem cum să ne îmbărțim la toți. 3 internări într-o singură lună au scos la iveală realitatea. Bătrânul devenise anemic, era diabetic și deshidratat. Întoarcerea la cămin, după externare, i-a agravat starea. S-a întors la începutul lui noiembrie și avea foarte puține pe listă de făcut. Să-i se administreze un anticoagulant, dar din păcate acel anticoagulant nu i-a fost dat și din cauza asta a fost un cheag care s-a dus la plămâni și din momentul ăsta nu a mai reușit să-și revină. Ultima zi la cămin a arătat și limitele unui astfel de așezământ într-o situație de criză. Bunicul meu a fost mutat într-o cameră ultima de la etaj, foarte greu de accesat. Era o singură îngrijitoare care ne-a zis că are practic tot blocul, adică și etajul 1 și parterul. Tremura de frig, pentru că geamul era deschis și cu o singură păturică pe el. Asistenta care s-a ocupat de cazul bunicului meu, la întrebarea ce a făcut ea pentru bunicul meu, mi-a răspuns că nimic. Le-am cerut medicamentele, că urma să-i fie administrate și la spital în continuare și atunci a fost o harababură totală. Ni s-au dat alte medicamente, ne-am întors să le dăm înapoi, pentru că nu e nimic organizat. Întrebările familiei au rămas și azi fără răspuns. Am cerut să văd filmările video din momentul în care bunicul meu a căzut. Am cerut să văd dosarul bunicului meu cu toate înscrierile și toate mențiunile făcute. Nu ni s-au dat. Maria a sesizat inspecția socială. A descris în amănunt mecanismul prin care în primii 2 ani familiei i s-a cerut taxa drept sponsorizare. Acest fel, o organizație non-guvernamentală e scutită de impozit pe venit și nu are o obligație reală față de sponsor. Familia a reclamat neglijența, lipsa de transparență și insuficienta calificare a personalului. Au găsit nereguli, căminul ăla încă funcționează
și nu am primit în răspunsul meu ce măsuri vor fi luate sau când vor fi luate. Centrul nu respectă raportul beneficiar-angajat. La momentul controlului, spațiul destinat bucătăriei și anexele magazii se aflau într-o clădire separată, spațiu pentru care reprezentanții centrului nu au putut prezenta autorizația sanitară de funcționare. Au fost dispuse măsuri care privesc remedierea aspectelor privind angajarea de personal de specialitate, revizuirea procedurilor de lucru și finalizarea demersurilor privind obținerea licenței. Căminul Sfântul Dumitru din Voluntari e deschis din 2013. Asociația MedArt a familiei Saleno, stabilită în Las Vegas, este acreditată ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii în 2014. Se obligă ca în maximum 3 ani să-și obțină și licența pentru îngrijirea bătrânilor. Cererea de licență provizorie îi este respinsă în septembrie 2016. Totuși, legea îi permite mai departe funcționarea. Reporterii Digi24 au intrat cu camera ascunsă în acest cămin și înainte, dar și după controlul inspecției sociale. Tarifele pleacă de la 1.800 și se duc până la 3.000 în funcție de posibilitățile financiare ale familiei și dorințele familiei. Trebuie să înțelegeți, noi nu avem paritate de 1-1. Să stea o infirmieră lângă un bolnav, nu cumva să cadă să se rogească. Deși acreditarea e acordată unui ONG fără activitate economică, ni se pune în brațe un contract de prestări servicii cu o firmă privată. Compania nu apare în evidențele Ministerului Muncii ca furnizor de servicii sociale. În cazul efectului beneficiarului, suntem de acord ca clinica Sfântul Dumitru SRL să facă demersurile pentru eliberarea certificatului conservator de deces. Se pot face completări la contract? Sau e standard de la acceptăm sau? E standard. După control, asistenta șefă a fost înlocuită, iar serviciile îmbunătățite. Medicul vine însă tot o dată pe săptămână. Avem un medic de medicină generală și un medic specialist, care vin sigur, dar e mare. De foarte multe ori e necesită o asistență mult mai susținută și nu să vină cineva 4 ore pe săptămână. Tu dacă vii la 2-3 zile, 4 zile, și tu nu ai echipă să știi că va urmări, a urmărit, să fie hidratat, să fie tratat, să a dat tratamentul corect. De cele mai multe ori pentru vârstnic, după părerea mea, trebuie să fie unități medico-sociale. Deci asta înseamnă ca serviciul să fie structurat în așa fel, să fie normat în așa fel, cu personal calificat și suficient, încât să le asigure asistența. Contactați în mod repetat de Digi24, reprezentanții căminului au evitat să răspundă la orice fel de întrebare. E reacția cel mai des întâlnită în centrele private din jurul Bucureștiului, în care trăiesc sute de bătrâni. Liliana Arghier conduce de 4 ani un cămin din Ciorogârla. A luat acreditarea prin Asociația Cămin de Bătrâni Acasă abia în noiembrie 2016. Înainte să-și obțină licența, face deja planuri pentru un nou cămin de 170 de locuri la Domnești. La FISC, asociația a declarat că nu are activitate economică, ci non-profit. Asta este 1.600, trebuie să asigurați medicamentele și pentru și la doctor. La mine sunt toți foarte și ne țin la capacitate maximă. Poate care se spun eu, e o doamnă care l-a spitat și care se pare că nu se să mai întoarcă. Așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea totuși să o găsim pe bătrână în patul ei, abia negociat. Pe hol aflăm că spital înseamnă de fapt camera de sus, în care se moare. Proprietarea căminului a refuzat ulterior un interviu. Mie mi se pare că aceste cămine s-au deschis undeva ca buticurile după 89. Se închide poarta și după poartă nu mai știe nimeni ce se întâmplă cu vârstnicul. De multe ori nu mai are puterea să se exprime, nu poate să mai evadeze din acel loc. Pentru a funcționa legal, un cămin de bătrâni trebuie să treacă prin două etape. Acreditarea e mai mult o formalitate. O fundație sau o firmă trimite prin e-mail la Ministerul Muncii actul de înființare, statutul, CV-ul unui angajat calificat în asistență socială și angajamentul că în maximum 3 ani va acorda servicii sociale. Ministerul Muncii emite un certificat de acreditare și înscrie furnizorul în registrul electronic unic al serviciilor sociale. Adevăratul test este licențierea. Furnizorul acreditat completează o fișă de autoevaluare cu 114 criterii, din care trebuie să îndeplinească 75%.
Ministerul verifică documentele doveditoare și eliberează o licență provizorie pe un an. Abia ulterior, inspectorii sociali vin să vadă căminul. Dacă standardele minime de calitate sunt atinse, se eliberează licența pe 5 ani. În toată țara sunt licențiate doar 280 de servicii de îngrijire a bătrânilor, 115 de stat și 165 private. Privații oferă 6400 de locuri din cele 13.000 câte sunt în total în aceste cămine. 550 sunt în București și în Ilfov. Neoficial avem centre sau cămine private care nu sunt înregistrate, care funcționează așa cum funcționează. O lege permisivă și un control pasat între instituții fac ca îngrijirea bătrânilor cu boli grave să depindă doar de responsabilitatea celor cărora le sunt încredințați. Nicoleta Murășan este singurul proprietar de cămin filmat cu camera ascunsă care a acceptat să vorbească în fața camerei despre problemele centrului său și ale sistemului. Încerc să fiu un om responsabil și realist și știindu-mi limitele în materie de ce servicii pot să obțin și în materie de personal, selectez rezidenții. La 20 de inși poți să faci treaba asta, la 80, 100 sau cum am auzit că sunt alții cu 200 de rezidenți, sigur că acolo nu se mai triază nimic. Cei 20 de bătrâni sunt îngrijiți în mod curent de 3 infirmiere. Standardele oficiale cer 10. Din păcate, este imposibil să găsim personal. Deci am dat sute de anunțuri în toate ziarele posibile. Am dat anunțuri și am încercat toate variantele. Am făcut și o cameră pentru o infirmieră internă. Marea majoritate a celor care se pricep și mai reușesc să mai învețe câteva cuvinte într-o limbă străină, pleacă să lucreze în restul Europei, unde câștigă, sigur, de la 1500 de euro în sus. Nicoleta Murășan a deschis căminul în urmă cu 3 ani în propria casă din Tunari. Între timp, legea s-a schimbat de câteva ori. Până acum 2 ani de zile exista obligația ca cei care desfășoară o asemenea activitate să fie numai ONG-uri. Eu nu am vrut să fiu ONG, pentru că nu mi s-a părut corect. Și am încercat să le explic de ce vreți să faceți asta și de ce statul vrea să facă chestia asta. Noi, ca SRL-uri, plătim impozit. Statul nu vrea ca să încaseze nimic de la noi? Nu înțeleg această logică. A deschis o firmă, a acreditat-o ca furnizor de servicii sociale, dar licența e încă departe. Este o fișă de autoevaluare care are 114 puncte. Sunt unele care pe mine mă uimesc numai citindu-le, unele chiar nici nu înțeleg ce vor să însemne. Centrul alocă fiecărui beneficiar un spațiu de cazare într-un dormitor, cameră personală. Noi avem 6 camere, ar trebui să avem 6 rezidenți. Ce tarife ar trebui să pun eu acestor rezidenți ca să-mi permit să țin personalul și să țin în funcțiune căminul? Ce se întâmplă cu căminele nelicențiate? Merg mai departe și riscă cel mult amendarea. Statul a creat, pe principiu băț și morcov, a creat un morcov pentru ca serviciile sociale să fie acreditate, în sensul că subvenționează. Pentru o anumită măsură, 10-15%, dar totuși este un sprijin pe care îl dă tuturor furnizorilor de servicii sociale privați care solicită acest sprijin dacă respectă standardele. Evident că pot exista și situații în care ne plătim personalul sau ne respectim standardele, poți economisi mult mai mult de 10-15% și atunci să le fie rentabil să nu te acreditezi. Și aici intervine bățul. Inspecția Socială are în prezent 299 de inspectori. Au de controlat pentru 3 mari categorii, copii, vârstnici, adulți cu handicap, atât calitatea serviciilor sociale în diverse tipuri de centre, cât și modul în care se acordă ajutoarele sociale. În primele 10 luni ale anului 2016, arată rapoartele Ministerului Muncii, inspectorii au controlat și monitorizat 3525 de servicii și prestații sociale. În urmă au rămas 44 de amenzi, însumând 367.000 de lei și 5552 de recomandări. Organele de control, de exemplu, anul trecut au verificat 100 de cămini aproape, 96, conform raportului ANEPIS, dar sunt mult mai multe lucruri de făcut și suntem conștienți că suntem departe de ceea ce ne-am dorit. Dar
Din această perspectivă, eu cred că accentul, și noi credem, Ministerul, că accentul trebuie pus în continuare pe calitatea serviciilor. Când vine vorba de calitate, autoritățile trec însă rare ori dincolo de aparență și de birocrație. Este o fostă studentă de-a mea, psihologă, care a venit și m-a întrebat, doamne, ce să fac eu cu bătrânii de la Căminul X? Pentru că sunt angajat acolo cu un salariu absolut simbolic, ceva de 200 de romi pe lună sau așa ceva, pentru că trebuia să fie bifat acolo că există psiholog. Dar eu nu știu ce să fac cu ei. Mi-a spus că ei tot timpul dorm. Și nu știu ce le dau, ce nu le dau. Oamenii dorm tot timpul, ce activități să fac eu, că vine inspecții, de exemplu. Sunt însă sute de cămine în România în care inspecția socială nu calcă. Cum nu au acreditare, pentru Ministerul Muncii nu există. Oamenii trebuie să se sesizeze că dacă sunt centre într-o comunitate, un centru care funcționează ilegal, practic, da? Nefiind acreditat, nefiind licențial, este ilegal. Membrii comunității trebuie să vă sesizeze pe dumneavoastră, organele de ordine. Așa e firesc să funcționeze lucrurile. Și Ministerul Muncii nu răspunde și de această zonă? Nu, de această zonă răspunde legea în sine, răspunde Ministerul de Interne, răspund procurorii dacă e cazul, răspund instanțele de judecată după caz. Pentru că, sigur, este o încălcare a legii. Se poate face un control tematic exact pe aceste instituții care și-au declarat intenția sau chiar prestează servicii neacreditate, ca să vedem la ce standarde le fac. Chiar dacă tu nu te acreditezi, asta nu înseamnă că poți presta serviciile fără să respecti standardele din lege. Acest cămin din Pipera funcționează de 9 ani. Nu are acreditare. Firma Floriana House SRL, care îl administrează, a închiriat o casă și a început să găzduiască inclusiv bătrâni cu infirmități pentru 1800 de lei lunar. Cu ambulanța cât mai puțin. Încercăm să rezolvăm aici pe plan local. Am și aparat de oxigen, și așa cum sunt în sărmânță care poate să ne nu pe studiu imediat. Da? Numai dacă ne depășește problema, atunci da, o salvare. Odată cu bătrânii, majoritatea familiilor încredințează căminelor cardurile lor de sănătate și codurile de securitate. Nici o autoritate nu controlează ce servicii medicale, reale sau fictive, se decontează, decât dacă bătrânul o cere personal, înscris, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se poate fi aici, am văzut de fapt, iau rețeta la două luni, la două luni, așa de iau de obicei, și vă spun cât vă stau, cât stau, cât stau. Marea majoritate sunt fiși aici. Florina Agiu, proprietara căminului, a refuzat un interviu filmat. Despre obligația de a avea acreditare, spune că nu știa, dar se va informa în perioada următoare. Același oraș, voluntari, un alt cămin. Sunt 5 ani de când Fundația Sfânta Elena l-a deschis, fără să fi depus încă și actele de acreditare. La interviu, o familie află că așezământului nu-i lipsește nimic. Da, vă dau, așteptăm că oamenii pot să vă spun și hârtia care ne-a fost dată de la DSP. Ce avem acreditare și pentru mine? În cămin stau 28 de bătrâni, iar 11 suferă de forme ușoare de demență. Taxa de 2000 sau 2200 de lei, în funcție de confort, se plătește printr-un contract de sponsorizare. M-am dus și am deschis domeniul ăsta de activitate de îngrijire bătrâni și firmele comerciale nu aveau voie să aibă aceste cotoane, decât fundațiile sau asociațiile. Cum se face că nu ați depus până acum dosarul de acreditare? Toate astea sunt lucruri care țin de instituțiile statului, care se schimbă de la unul la alta și fără să-ți spună ceea ce trebuie să faci. Că acreditarea e o simplă formalitate, o demonstrează însuși statul. În 2016, Ministerul Muncii certifică drept furnizor de servicii sociale o firmă condamnată penal pentru evaziune fiscală exact de pe urma îngrijirii bătrânilor. Atractiv Art Construct SRL. Mai 2013, procurorii DIICOT descind la căminul Sfântul Vasile din Afumați pe urmele unei rețele de prostituție coordonate de aici. Fete minore exploatate în Austria erau scoase din țară cu actele infirmierelor din cămin. Banii se întorceau parțial în extinderea centrului. Un accident de mașină, de a rupt coloana și... Încet, Amin, încet, fata mea. Nu te mai grăbi! Tamara e la Sfântul Vasile de 6 ani. Ar fi putut fi printre cei ale căror contracte au făcut proba evaziunii fiscale într-un domeniu necontrolat în mod constant.
Din 2009, când s-a deschis, până în 2013, la momentul anchetei DIICOT, prin Căminul Sfântul Vasile au trecut 750 de bătrâni. Fiecare a plătit lunar, conform contractului, 1500 de lei. Firma Atractiv Art Construct încasa banii și elibera chitanțe, dar fără a emite în toate cazurile și facturi. Chitanțele erau înregistrate doar parțial în contabilitate. Din declarațiile martorilor în dosar, în februarie 2010 apăreau oficial doar 60 de contracte, cu toate că în cămin se aflau 87 de bătrâni. În mai 2013, registrele includeau doar 30 de persoane, din cele 198 asistate. Veniturile înregistrate oficial din 2009 până în 2013 au fost astfel de 3.800.000 de lei, între 450.000 și 1.300.000 de lei pe an. Din contractele semnate, procurorii au calculat însă venituri reale de 2.5 ori mai mari. Cei care au deschis căminul sunt acum arestați. Activitatea a fost însă continuată de medicul, psihologul și asistentul șef angajați printr-un ONG acreditat, Asociația Centrul de Asistență Psihogeriatrică. De ce ați ales să preluați activitatea unei firme care astăzi are o condamnare penală? S-a creat o legătură în sensul de colaborare, pentru că la un moment dat s-a venit și mi s-a spus că cei care ne autorizează, societățile comerciale nu mai au voie să presteze servicii de tip cămin de bătrâni și trebuie să formăm aici o asociație sau o fundație. În cămin stau 150 de bătrâni, iar taxa lunară variază între 1700 și 2000 de lei. Nici firma, nici asociația nu au depus încă dosarul de licențiere. Oricum, legea nu interzice azi unei companii condamnate penal să o obțină. Ar trebui corectat lucrul ăsta, dar vom putea să corectăm lucrul ăsta odată prin sesizările dumneavoastră și doi, printr-un sistem informatic coerent la nivelul întregii administrații centrale, care este un obiectiv extrem de ambițios și pe care sper să-l realizăm în anii care vor veni. România e încă departe de a garanta bătrânilor îngrijirea reală, chiar și pe banii lor. Harta serviciilor sociale, singura cale pentru a găsi ușor un cămin licențiat, a fost îngropată imediat după lansare. Guvernul și Parlamentul păstrează o lege cu multe lacune. Ministerul Muncii dă acreditări fără o verificare serioasă. Controlele inspecției sociale rămân arbitrare și fără consecințe semnificative. Coordonarea între ministere pentru a scoate la lumină serviciile la negru nu există. Îmi aduc aminte în 90 când au venit foarte mulți străini, erau foarte revoltați atunci descoperind instituțiile pentru copii. Dar exact cum era situația cu copiii, nu suntem foarte departe cu situația vârstnicilor. Captivi într-un sistem defect, bătrânii dependenți de îngrijire se resemnează. România e un stat care levitează încă deasupra vieților celor mai vulnerabili dintre ei săi.